este pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Matei. Dumnezeu pentru rugăciunile Sfântului Slăvitului, pentru tot lăudatul Apostol și Evanghelist Matei, să-ți dea ție celui ce binevestești cuvânt cu putere multă, spre plinirea Evangheliei iubitului Său Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos. Să-mi fie mie, după cuvântul Tău, Părinte, cu înțelepciune drept, să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Din Sfânta Evanghelie, cea de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire. Domnul pilda aceasta, semănatus a împărăția cerurilor, omului împărat care a voit să se socotească cu slugile sale și începând să se socotească cu ele, i s-a adus un datornic cu 10.000 de talanți, dar neavând el cu ce să plătească, stăpânul său a poruncit să fie vândut el și femeia și copiii și toate câte are, ca să plătească. Deci căzându-i în genunchi, sluga aceea i s-a închinat zicând, Doamne, îngăduiește-mă și îți voi plăti ție tot. Iar stăpânul slugei aceleia, milostivindu-se de el, i-a dat drumul și i-a iertat și datoria. Dar ieșind sluga aceea, a găsit pe unul dintre cei ce slujeau cu el, și care-i datora 100 de dinari, și pune mâna pe el, îl sugruma zicând, plătește-mi că mi-ești dator. Deci căzând cel ce era slugă ca și el îl ruga zicând, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti. Iar el nu voia, ci mergând l-a aruncat în închisoare până ce va plăti datoria. Iar celelalte sluși, văzând cele petrecute, s-au întristat foarte mult și venind au spus stăpânului toate cele întâmplate. Atunci chemându-l, stăpânul său a zis, slugă vicleană, toată datoria aceea ți-am iertat-o, fiindcă m-ai rugat, nu se cădea oare ca și tu să ai milă de cel împreună slugă cu tine, precum și eu am avut milă de tine. Și mâniindu-se stăpânului, l-a dat pe mâna chinuitorilor până ce va plăti toată datoria. Tot așa și Tatăl meu cel ceresc vă va face vouă, dacă nu veți ierta fiecare din inimile voastre greșelile fratelui său. Lesung aus de Matteus ave Evangelium, laset uns sagt geben. In jene Zeit erzählte Jesus das folgende Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es deshalb wie mit einem König, der beschloss, von seinen Dienern Rechenschaft zu verlangen. Unter dem Diener kann man sich etwa den Finanzminister eines orientalischen Königs vorstellen, dessen Beamte als Sklaven oder Diener des Herrschers angesehen wurden. Die Folter diente dazu, Auskünfte über Beiseite, geschafftes Geld zu erlangen. Als er nun mit der Abrechnung begann, brachte man einen zu ihm, der ihm 10.000 Talente schuldig war. Weil er aber das Geld nicht zurückzahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frauen, Kindern und allem, was er besaß, zu verkaufen und so die Schuld zu begleichen. Da fiel der Diener vor ihm auf die Knie und bat, hab Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen. Der Herr hatte Mitleid mit dem Diener, ließ ihn gehen und schenkte ihm die Schuld. Als nun der Diener hinausging, traf er einen anderen Diener seines Herrn,
der in 100 Denare schuldig war, er packte ihn, würgte ihn und rief, bezahl, was du mir schuldig bist. Da fiel der andere vor ihm nieder und flehte, hab Geduld mit mir, ich werde es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging weg und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld bezahlt habe. Als die übrigen Diener das sahen, waren sie sehr betrübt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles, was geschehen war. Da ließ ihn sein Herr rufen und sagte zu ihm, du elender Diener, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich so angefleht hast. Hättest nicht auch du mit jenem, der gemeinsam mit dir in meinem Dienst steht, Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte. Und in seinem Zorn übergab ihn der Herr der Folterknechten, bis er die ganze Schuld bezahlt habe. Ebenso wird mein himmlischer Vater jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von ganzem Herzen vergibt. Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem... Doamne, miluiește! Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Cel ce a înviat din morți Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunea preacuratei Maicii sale, ale Sfinților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui întru Sfinț, Părintele nostru Mare, Ierarh Nicolae, ocrotitorul parohiei noastre și acestui Sfânt Locaș, ale celui întru Sfinț, Părintele nostru Ioan, Gură de Aur, a cărui Sfântă Liturghie am săvârșit, ale Sfântului Sfințit Mucenic Irineu, Episcopul de Lung Dunum, ale Sfântului Mucenic Lupa, căror Sfântă pomenire o săvârșim, și pentru rugăciune tuturor Sfinților să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Petru, apropiindu-se de Iisus, i-a zis, Doamne, de câte ori va greși față de mine fratele meu și îi voi ierta lui? Oare până de 7 ori? Și i-a zis lui Iisus, nu zic ție până de 7 ori, ci până de 70 de ori câte 7. De aceea, asemănatul s-a împărăția a celor cu un împărat, care a voit să ia socoteală slujilor sale, și începând să ia socoteală, au adus la el pe un datornic cu 10.000 de talanți, dar neavând el cu ce să plătească, stăpânul său a poruncit să-l vândă pe el și pe femeia lui și pe toate câte are, ca să plătească. Deci căzând la pământ, sluga aceea îi se închina zicând, Doamne, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti ție tot. Iar stăpânul slugii aceleia, milostivindu-se de el, i-a dat drumul și i-a iertat și datoria. Dar ieșind, sluga aceea a găsit pe unul dintre cei care slujea cu el și care îi datora 100 de dinari. Și punând mâna pe el, îl sugruma zicând, plătește-mi ce ești dator. Deci căzând cel care era slugă, ca și el, îl ruga zicând, mai îngăduiește-mă și voi plăti. Iar el n-a voit, ci mergând l-a aruncat în închisoare până ce va plăti datoria. Iar celelalte slugi, văzând cele petrecute, s-au întristat foarte și venind, au spus stăpânului toate cele întâmplate. Atunci chemându-l stăpânul său, i-a zis, slugă vicleană, toată datoria aceea ți-am iertat-o, fiindcă m-ai rugat. Nu se cădea oare ca și tu să ai milă de cel împreună slujitor cu tine,
precum și eu am avut milă de tine. Și mâniindu-se stăpânul lui, l-a dat pe mâna chinuitorilor până ce îi va plăti toată datoria. Tot așa și Tatăl meu cel ceresc vă va face vouă dacă nu veți ierta fiecăruia fratelui său din inimă. Din Sfânta Evanghelie după Matei, din capitolul al 18-lea, de la versetul 22 până la versetul 35. Preacucenice, părinte, diacon, iubiți credincioși, cuvântul Evangheliei de astăzi, la încheierea sărbătorii Maicii Domnului, a adormirii Maicii Domnului, în această duminică, care coincide cu această duminică pe care o prăznim astăzi, și cea de 11-a după Rusalii, și în care ni se vorbește despre iertare. Sfântul Apostol Petru spune în cuvântul Evangheliei, s-a apropiat de Mântuitorul Iisus Hristos și l-a întrebat, Doamne, de câte ori va greși față de mine fratele meu și voi ierta lui? Oare până de 7 ori? Pentru că în legea veche scria că de 7 ori să ierți pe cel ce îți greșește ție, iar dacă greșește mai mult, nu mai ești dator să-l ierți. Iar Mântuitorul Iisus Hristos, cel care a spus, eu n-am venit să stric legea, ci să o împlinesc pe ea și să o desăvârșesc, le spune, de data aceasta, zice, îi răspunde lui Petru și celorlalți care erau cu el, zice, nu zic ție până de 7 ori, ci până de 70 de ori câte 7. Sigur că și de 70 câte 7 este un număr finit. Putem să-l calculăm și să spunem, bun, atunci e un număr de atâtea ori să iert de 70 câte 7. Dar Mântuitorul n-a spus aceasta pentru ca să mărească, să spun așa, doza de iertare, ci ca să arate ce este iertarea. Tu poți să ții minte oare când ai iertat de 70 câte 7? Poți să ții numai într-un singur caz în care, să zic, ești bolnav și obsedat de acest lucru și îți tragi linie la fiecare iertare și îți marchezi lucrul ăsta undeva, dar asta nu este lucru, să zic, firesc, ci este deja o boală psihică, este o suferință pe care o ai și în urma căreia tu îți notezi toate greșelile celor din jurul tău. Și vrea să arate, de fapt, dimensiunea iertării care este nemărginită. Adică așa să uiți încât, cum spunea la un moment dat, zice, să nu știe stânga ce face dreapta când faci bine. Tot așa și la iertare. Deci de același sens este. De atâtea ori să ierți încât nici să nu ții minte de câte ori ai iertat. Pentru că iertarea nu are număr, ci iertarea este sau nu este, așa cum și iubirea este sau nu este. Dimensiunea aceasta a iertării pe care Mântuitorul Iisus Hristos o arată lui Petru și ucenicilor și nouă ne-o arată prin cuvântul Evangheliei de astăzi, o dezvoltă într-o pildă pe care i-a spus-o atunci lui Petru și celor de atunci, în care ni se vorbește că s-a asemănat împărăția celor cu un împărat care a voit să ia socoteală slugilor sale și a venit unul care era dator cu o sumă mare, cu o avere și a vrut să-l pedepsească, să-i vândă familia și să-l facă sclav ca să-și răscumpere datoria, dar acela căzând în genunchi s-a rugat și a primit iertare, nu numai pentru datorie, ci pentru toate. Deci s-a iertat lui tot și era ca nou, se poate spune, din punct de vedere al imaginii lui în societate. Dar ieșind de la judecată, ne spune pilda, îl vede pe unul care datora lui o sumă infimă, niște dinari, mărunțiși, și îl ia de gât și îl lovește de perete. Și îl amenință și îi spune, acum să-mi dai datoria, în momentul ăsta să-mi dai. Ăsta spune, lasă-mă și îngăduie-mă și îți voi plăti. Dar acela, nu. Dacă nu-mi plătește, bag în închisoare. Și a cerut să-l bage în închisoare. Dar auzind împăratul de întâmplarea aceasta, l-a chemat înapoi. Și l-a mustrat într-un mod care și astăzi este actual, să spun, ca mustrare, dacă oamenii ar mai avea sensibilitatea necesară de a percepe această mustrare, așa cum a spus-o acolo stăpânul. Și chemându-l stăpânul său, i-a zis, slugă vicleană,
toată datoria aceea ți-am iertat-o, fiindcă m-ai rugat. Nu se cădea oare ca și tu să ai milă de cel împreună strugă cu tine, precum și eu am avut milă de tine? Și mânindu-se stăpânul lui, l-a dat pe mâna chinuitorilor până ce îi va plăti toată datoria. De bună seamă că el, dacă n-a avut prima dată de unde să plătească datoria, nici a doua oară n-avea de unde să o plătească, deci putem să înțelegem că suferința lui era de lungă durată sau poate că tot timpul vieții sale cât mai avea de trăit pe pământ. Mântuitorul ne spune în încheiere, pentru că și la început ne-a arătat că asemănatul s-a împărăția cerurilor cu un împărat care a voit să ia socoteala slujilor sale, și la încheiere ne spune, zice, tot așa și Tatăl meu, cel ceresc, vă va face vouă dacă nu veți ierta fiecare fratelui său din toată inima. Deci nu că l-a iertat, ci te-am iertat, dar nu te-am uitat. Nu așa. Din toată inima. Sigur că în viața de toate zilele sunt diferite situații în care unii ne greșesc nouă, iar noi greșim altora. Pentru că este aproape imposibil ca cineva să nu greșească față de altcineva, într-o formă sau în alta, într-un mod voit sau într-un mod neintenționat, nevoit. Și nu semnează că e mai puțină greșeala cea nevoită, cea neintenționată, decât cea intenționată. Doar că cea pe care o face intenționat are în ea un conținut diabolic deja în momentul în care ai făcut-o. Iar cealaltă neintenționată are, să spun așa, un posibil viitor bun sau rău. De ce spun așa? Pentru că în momentul în care îți dai seama sau ți se atrage atenția că ai greșit, ai șansa să spui, da, am greșit, să recunoști. Și atunci a luat o direcție bună, vedeți? Deci ea nu este, să spun, atât de diabolică ca cealaltă care e făcută intenționată. Cea intenționat făcută te face să te îndrădnicești, adică să nu o recunoști, pentru că ai planificat-o, ai avut-o în plan, ai gândit-o și planul este al tău, îți aparține, este copilul tău și oarecumva te desparți greu de el și ba mai mult dezvolți mai multă, să zic așa, violență în jurul greșelii pe care ai făcut-o, încât să poți să o justifici, să poți să o acoperi. Cealaltă neintenționată, sigur că mult mai repede poți să ți-o asimilezi și să spui, da, am greșit, îmi pare rău și vreau să îndrept. Asta este calea de îndreptare, de întoarcere. Fiecare greșeală este o datorie. Dacă luăm în sensul în care Mântuitorul a spus pilda pe care noi am ascultat-o mai înainte. Orice greșeală este o datorie, o datorie neplătită. Este o datorie pe care ai putea să o plătești sau va rămâne neplătită și cândva va trebui să o plătești. Nu există datorie care să nu trebuiască să o plătești. Chiar dacă nu o plătești în viața aceasta, o plătești în viața cealaltă. Orice îndatorire pe care ți-o faci prin greșeli față de aproapele și față de Dumnezeu, trebuie să te pregătești și să te aștepți că trebuie să le plătești. Dumnezeu acceptă, să spun, și o așteptare. Așa cum am văzut că era stăpânul din pilda de astăzi, a așteptat o bună vreme, dar la un moment dat, zice, s-a hotărât să înceapă să ia socoteală, spune în versetul 24, și au adus la el pe rând câte unul. Au adus un datornic, cel despre care ați auzit în pildă, care îi datora lui 10.000 de talanți, o avere întreagă. Da. Și așa i-a adus și pe alții, de bună seamă, pe rând. Deci Dumnezeu este răbdător pentru că este în afară de timp. Timpul este pentru noi prețios. Dumnezeu nu are preț pentru timp. Unitatea de măsură a vieții noastre este încadrată în timp. Viața pământească. Este un ceasornic care ticăie și care își face treaba lui cu seriozitate și exactitate, mai ceva decât ceasul atomic. Deci funcționează foarte perfect. Este, de fapt, ceasul creației lui Dumnezeu și care ticăie în fiecare dintre noi.
Noi simțim mai degrabă, să spun, această trecere legată de viața biologică, de trupul nostru. Când vedem primele fire albe, ne gândim, am îmbătrânit. Nu, ne slăbește puterea, am mai îmbătrânit ceva. Și așa mai departe. Sau ne slăbește vederea. Noi, după semnele acestea, să spun, măsurăm. Dar, în realitate, măsurătoarea nu este cantitativă, ci este calitativă. Pentru că, spuneam, așa de înțelept, părintele Arsenie Papacioc, niște tineri au fost să-l sărbătorească, nu știu, la 90 și vreo 2 de ani, mi se pare, și îl întrebau, zice, cum ați făcut de ați rămas așa de tânăr? Păi zice, am trăit ca un bătrân la tinerețe și acum trăiesc ca un tânăr la bătrânețe. Sigur că făceau glumă părintele, dar gluma era serioasă. Adică se baza pe o realitate și a economisit energia, nu și-a irosit-o în lucruri fără rost și și-a păstrat energia pentru ceea ce era mai important, pentru sfârșitul vieții, atunci când ai mai multă nevoie de energie. Dacă îți consumi energia, și nu e vorba de energia fizică aici, pentru că noi încercăm să ne salvăm, mergem la sală și ne construim trupul așa cum vrem noi și cum ni se arată pozele alea, că ce frumos arată când ești tu construit muscular, nu e vorba de asta, pentru că ați văzut și reversul. În numai o lună și ceva nu s-a putut merge la sală și au fost oameni care știam că merg la sală, nu i-am mai recunoscut. Parcă era un balon desumflat. Le spun în față lucrul ăsta și când îi întâlnesc, au scăzut imediat, pentru că construcția asta este trecătoare, deci ce investești în așa ceva ține atâta cât ai investit. Nu ține mai mult, adică de banii care i-ai investit, atâta ține. Ori aici este vorba de altceva, de o altă energie. Este vorba de cunoașterea lui Dumnezeu. Asta este energia. Cu cât cunoști mai mult pe Dumnezeu, cu atâta ai mai multă energie. Și să nu-L cunoști pe Dumnezeu numai în bunătatea Lui, pentru că noi asta așteptăm de la El, ca să fie bun cu noi în toate situațiile. Deci, indiferent ce se întâmplă, noi asta așteptăm de la Dumnezeu, să fie bun. Dacă puțin se poartă mai dur, sau credem noi că se poartă dur, că Dumnezeu nu se poartă dur niciodată, în realitate, atunci nouă ni se pare, stai puțin, că Dumnezeu nu-i Dumnezeu meu acesta, îmi trebuie un alt Dumnezeu, mai pe măsura mea, mai pe placul meu. Nu? Și mai schimbăm atunci, mai căutăm alte ocrotiri în altă parte, chiar și până ajunge la vrăjitorii și la apel la tot felul de lucruri din acestea care sunt, de fapt, lucrurile întunericului. A cunoaște pe Dumnezeu este, de fapt, a-L cunoaște așa cum este El. Și cum este Dumnezeu? Păi așa cum s-a arătat Sfinților Părinți. Citiți Sfintele Scripturi și vedeți cum s-a arătat lui Moise Dumnezeu. Pentru Moise, Dumnezeu era un partener de discuție. Vorbea cu Dumnezeu, Moise. Ilie vorbea cu Dumnezeu. Avraam vorbea cu Dumnezeu. Deci, atunci cum este Dumnezeu? E așa cum ne-l închipuim noi? Păi nu este cum ne-l închipuim noi. Dacă noi ne punem la rugăciune și spunem rugăciunea fără să vorbim cu Dumnezeu, ci doar ne spunem rugăciunea, atunci noi nu știm cum este Dumnezeu. Așa vorbești cu cei din jurul tău, cum vorbești în rugăciune? Păi nu, că vorbește altfel. Deci în rugăciune mergi pe, să zic așa, un ton oficial, oarecumva, iar când vorbești cu oamenii, vorbești firesc, vorbești, ești tu. Deci dacă ești tu înaintea lui Dumnezeu, atunci și Dumnezeu se arată ție așa cum este El. Și îl cunoști pe El așa cum este El cu adevărat. Sigur că Moise s-a înfricoșat când l-a văzut pe Dumnezeu, că tot a cerut să-L vadă și i s-a arătat Dumnezeu și s-a înfricoșat. Și le-a spus tuturor că înfricoșător este Dumnezeu. Adică înfricoșătoare prezența Lui, pentru că îți dai seama de nimicnicia ta. De asta este înfricoșătoare, nu pentru că Dumnezeu ar fi înfricoșător, ci noi nu suntem, să zic, în măsură de a ne apropia de Dumnezeu fără să avem oarecare un complex imens în fața imensității darurilor pe care Dumnezeu le revarsă asupra noastră. Al cunoaște pe Dumnezeu ne învață Sfinții Părinți că se poate prin post și rugăciune, se poate prin fapta bună,
Sunt mulți sfinți care prin milostenie și-au câștigat cunoașterea de Dumnezeu. Pentru că cunoașterea de Dumnezeu însemnează ceea ce spunea Sfântul Apostol Pavel, să locuiască Dumnezeu în tine prin Fiul Său, prin Iisus Hristos. El spunea, zice, de acum nu mai fac eu ceea ce fac, ci Hristos, Cel ce locuiește în mine. Iertarea este o primă etapă prin care noi am putea să începem cunoașterea de Dumnezeu. Pentru că El este îndelung răbdător, iertător. Și făcând ceea ce face Dumnezeu, începem să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Adică facem și noi ceea ce face Dumnezeu, ne simțim și noi mai aproape de Dumnezeu și îl înțelegem pe Dumnezeu așa cum este El. Sfântul Ioan Gură de Aur spune, zice, iertând altora, vouă înșivă vă dați iertare. Deci nu-l ierți pe acela, te ierți pe tine. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur, cel mai, să zic, mare teolog din primele secole creștine, ne spune acest lucru. Sau Sfântul Apostol Petru zice, stă în Evanghelia după Matei, în capitolul 18, versetul 21, de câte ori va greși fratele meu și vă ierta lui, întreabă el, și tot el spune după aceea în epistola că, întâia a lui, că iertarea este, de fapt, calea vindecării noastre. Deci el care a învățat iertarea de la Mântuitorul Iisus Hristos prin pilda pe care și noi am ascultat-o astăzi, apoi învăța pe alții că iertarea este calea mântuirii noastre. Creștinii care nu iartă, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, spune despre ei așa, zice, oare aceștia mai pot cere iertare de la Dumnezeu pentru păcatele lor? Ei au inima plină de otravă. Oare ei se mai pot împărtăși cu trupul și sângele Domnului când gura lor este pătată de sângele dușmanilor? Nu, pentru că nu se deosebesc de ucigașul de rând și de fiarele pădurilor. Aceștia își atrag mânia lui Dumnezeu. Și spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani, în capitolul 12, versetul 19, zice să lăsăm răzbunarea lui Dumnezeu. Adică să nu căutăm răzbunare atunci când cineva ne greșește sau ne asuprește pe noi. În rugăciunea Tatăl nostru, noi de fiecare dată facem un legământ în fața lui Dumnezeu și spunem și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și în Pateric spune despre un frate care nu putea să-l ierte pe fratele lui de călugărie din aceeași, de la aceeași chilie, că s-a dus la Părintele Duhovnicesc și i-a spus, zice, nu pot să-l iert și nu pot și gata. De atâtea ori mi-au greșit și nu pot să-l iert. Și spune, hai să ne rugăm, spune Părintele. Și au început să spună Tatăl nostru. Și Părintele lui Duhovnicesc, când a ajuns la și ne iartă nouă, zice, și nu ne ierta nouă, precum nici noi nu iertăm greșiților noștri. Și acela zice, dar Părinte, dar nu e așa Tatăl nostru. Zice, nu e așa. Dar dacă noi așa facem, nu putem să cerem la Dumnezeu să facă altfel decât cum facem. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și...